Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amin. În această seară aș dori să privim câteva momente în cuvântul lui Dumnezeu și să observăm un alt aspect al vieții creștine. Viața creștină în comunitate este, cred eu, tema, subiectul acestui pasaj, un aspect fundamental al vieții creștine, care este povața pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca și credincioși. Și această povață vine, bineînțeles, din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, vreau să observați în versetul 19 și versetul 20 și versetul 21 natura poveții pe care ne-o dă Dumnezeu. Da? Cum face Dumnezeu această povață? Spune versetul 19, avem cuvântul prorociei. Așa este modul în care Dumnezeu ne călăuzește. Versetul 20, nicio prorocie din Scriptură. Versetul 21, că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit. Modul lui Dumnezeu de lucru, de la început și până la finele timpului, este să ne vorbească. De asta noi predicăm, pentru că credem că Dumnezeu a ales ca acesta să fie modul principal prin care El își comunică voia. Să vedeți dumneavoastră în, să spun așa, ultimii 50-60 de ani, venind din vest, din America încoace, oamenii au început să inventeze alte moduri de a învăța pe oameni. Ei nu spun că Biblia nu e suficientă, că predicarea nu e suficientă. Dar prin faptul că ajung să se pună accent pe multe alte metode de învățare, Scriptura ajunge să fie pusă deoparte. Filme, le-am spus că sunt creștine, le-am creștinat și pe asta. Filme creștine. Tot felul de sărbători, de ceremonii, de Paști, de Crăciun, cu pruncul, fac în adunări tot felul de spectacole, cu pruncul, de Paște, să plimbă cu un om care înfățișează pe Iisus, care e biciuit, care e răstignit. Știți, se întâmplă lucrurile astea prin toată țara. Și oamenilor, chiar credincioșilor, păstorilor, predicatorilor, evangheliștilor, se pare un lucru extraordinar de grozav. Domnule, facem un fel din ăsta de spectacol religios, trebuie să le arătăm la oameni. Ce suntem noi mai proști în secolul 21 că nu putem asculta Evanghelia predicată? Că avem nevoie să ne se arate ca la niște prunci de 2 ani, că cineva e bătut, lovit și răstignit. Modul lui Dumnezeu de lucru dintotdeauna a fost prin cuvânt. Prin cuvânt. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Când a venit jertfa supremă Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu nu ne-a cerut să reprezentăm această jertfă a Domnului Iisus Hristos altfel decât prin botez și cina Domnului. Botezul care arată moartea și îngroparea Domnului și cina Domnului care arată jertfa Domnului Iisus. În niciun alt mod Dumnezeu nu ne-a spus să reprezentăm această lucrare. Și de la început și până acum recent, Evanghelia a fost predicată, nu a fost vizualizată, repet, altfel decât prin aceste două simboluri, a cinei și a botezului. A fost predicată, comunicată. Ăsta a fost modul lui Dumnezeu de lucru în istorie. Și să știți că lucrurile se vor accentua, nu vor rămâne așa. La început a apărut tot din să facem pentru copilași ca să le arătăm că ei nu înțeleg. Eu m-ai spus lucrul ăsta și nu ca o laudă. Calvin al nostru de la când a început să vorbească, deja știa cântări pe de rost, care noi le cântam dinainte cu el. Când a început să vorbească, deja știa să spună jumătăți de cuvinte și cânta cântarea de la cap la coadă. Că mintea lui poate să proceseze, dar aminte oameni mari. Au nevoie de spectacol și de show. Să știți că n-au nevoie de lucrul ăsta. Au nevoie de Evanghelie. Și încetul, încetul vedeți că Evanghelia este pusă deoparte. Spunea la Bălești, tata, te duci în atâtea adunări și poți chiar să cronometrezi cât timp oamenii dau cuvântul lui Dumnezeu. Au slujbe, au, cum le numesc acum, programe. Programe, cântă sora, cântă fratele, spune poezie, au o scenetă copii, au nu știu cine tărăboi, fac acolo așa, foarte ceremonios. Și s-a renunțat și s-a pierdut această simplitate a slujbelor creștine, nu a slujbelor altor, a slujbelor creștine. Slujba creștină are în esență o simplitate.
Lucruri care nu trebuie complicate să fie pe înțelesul tuturor. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. În al doilea rând, observați superioritatea Scripturii. Interesant, zice. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Când spui mai tare sau mai, introduci un grad de comparație. Mai tare decât ce? Avem cuvântul prorociei făcut mai tare decât ce? Păi decât ce spune mai înainte? Ce spune mai înainte? Mai înainte vorbește despre schimbarea Domnului Iisus la față. Zice, el a primit de la Tatăl Dumnezeu, cinste și slavă, când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Ați fi vrut să fiți pe muntele schimbării la față? Să vedeți acea minunată arătare a Domnului Iisus. Cu siguranță că ne-ar fi plăcut, nu? Și noi înșine, spune Petru, ei trei care au fost trei ucenici acolo, nu noi, dar ei, noi înșine, am auzit acest glas venit din cer. Vă dați seama, să-l auzi pe însuși Dumnezeu, Dumnezeirea eternă, să o auzi vorbind. Fantastic așa ceva. Deci ceva cu totul glorios, unic, special, extraordinar. Deci am auzit când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și spune, dar noi avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Adică ce-i pentru, sigur pentru noi creștini este ceva? Ce este? Este ceva mai tare decât experiența aia. Nu experiența aia în sine este tare pentru Petru, spune. Cuvântul prorociei mai tare decât experiența aia. Petru nu spune să căutăm și noi, nu știu ce experiențe în astea grozave, să auzim pe Dumnezeu, sau să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem mărirea lui Dumnezeu în vise, în vedere, în transe, în... Sunt mulți oameni care tot poveste de tot felul de experiențe în astea. Nu asta spune Petru că trebuie să fie căutarea noastră. Ce este cel mai sigur, cel mai cert? Care e garanția noastră supremă? Garanția noastră supremă în cunoașterea lui Dumnezeu și a voii Lui vine din cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nimic în minus, să știți, prin faptul că n-avem o experiență din astea grozave. Nimic în minus n-avem. Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu printr-un cuvânt care spune aici este mai tare decât experiența aia. Așa spune cuvântul. Avem cuvântul prorocit făcut și mai tare. Și atunci întrebarea este, de ce aș renunța eu la cuvântul lui Dumnezeu care e cel mai sigur? E garanția supremă, zice Dumnezeu, ăsta e cuvântul mai tare. De ce aș renunța la cuvântul lui Dumnezeu pentru alte forme? Alte lucruri. Când cunoașterea lui Dumnezeu este garantată de această carte. Aici e voia lui Dumnezeu lăsată. Aici. Da? Scriptura este superioară experiențelor pe care au avut apostolii, care au fost bune, au fost importante, dar este superioară. Apoi uitați-vă că Scriptura ne vorbește prin acest cuvânt simplu și despre autoritatea Sfintei Scripturii. Zice, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Nu luau aminte la ea numai ca la o carte de povești. Luau aminte la ea ca la o carte care avea autoritate. Era prorocie, era revelație de la Dumnezeu, era Scriptură. O numește de două ori Scriptură aici. Scriptură. Da? Scriptură. O numește două ori prorocie, o numește odată Scriptură. A treia oară în versetul 21. Iar spune prorocie. Este cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea noastră. Și spune despre credincioși cărora le scrie Petru că luau aminte la ea. Luau aminte. A lua aminte la cuvântul lui Dumnezeu este un lucru făcut de Dumnezeu în inimile noastre. În fapte spune despre Lidia, că Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cuvintele spuse de Pavel. Că luarea aia aminte nu e așa, hai să ascult și eu ce spune Biblia. Nu, este o luare aminte prin credință. I-a deschis inima ca să ia aminte. Este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Adică luarea aminte înseamnă ascultarea prin credința cuvântului lui Dumnezeu. Cred că e cuvântul lui Dumnezeu. Cred că e autoritatea lui Dumnezeu și mă așez sub această autoritate. Sunt hotărât să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Și este o întrebare pentru noi în seara aceasta, dacă noi luăm aminte la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Într-un fel, fiecare zi este o zi diferită de toate celelalte. Indiferent câți ani am avea. Dacă ai 20, 30, 40, 50, fiecare zi a fost diferită de alta. Unele se aseamănă cu celelalte, dar niciuna nu e la fel ca cealaltă. Chiar dacă există o rutină zilnică. Fiecare zi e specială. Și cred că pentru fiecare zi avem nevoie să cunoaștem, să citim, să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm aminte la voia lui Dumnezeu pentru ziua respectivă, da? Ca să ne împrospătăm sufletul nostru, să ne înviorăm sufletul cu prorociile Sfintei Scripturii. De ce să facem lucrul acesta? Foarte frumos numește Scriptura aici cuvântul lui Dumnezeu. Zice să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu ca la o lumină. Cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea de a străluci, de a lumina, de a da direcție, de a da cunoaștere, de a da lumină, da? De a da înțelegere, înțelepciune, pricepere.
Asta face lumina. Într-un loc întunecos îți face lucrurile clare. Mulți credincioși chiar se află pe pământul acesta în situații de întunecime spirituală. Nu știu ce să facă. Și în multe situații, motivul pentru care se află în întuneric, în confuzie, este datorită faptului că n-au luat aminte la Scriptură, care e singura lumina noastră. Este singura noastră lumină. E unul dintre pasajele care vorbesc cel mai frumos despre Cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm aminte la ea ca la o lumină. Dacă am sta, dacă ar veni întuneric peste țara asta, non-stop, dar 24 din 24, o lună de zile, știți care ar fi cel mai prețios lucru în timpul acela? Lumina. Ca să te duci să mănânci, trebuie să ai lumină. Să vezi ce se întâmplă. Ca să-ți gătești mâncare, ai nevoie de lumină. Faci foc, ai lumină. Ai o lampă, ai lumină. Ai gaz, faci lumină cu gazul, da? Faci foc cu el. Lumina, un chibrit ar fi important. Te-ai face cu el lumină. Lumina este importantă atunci când e întuneric. Și Scriptura vorbește despre Scriptura, despre ea însăși, că ea este o lumină. Eu nu pot să am lumină pe pământul ăsta dacă nu deschid Sfânta Scriptură. Dacă nu înțeleg. Dacă nu înțeleg, da? Acum Scriptura ne spune despre ea nu doar că e o lumină, ci că ea e necesară. Acum, dacă ar fi lumină peste tot și iar ar veni cineva cu o lumină, n-ar fi așa de prețios, corect? N-ar fi necesar. Dacă tu ai venit acum cu o lampă la adunare și mi-am venit cu lampa la adunare, dar de ce te-aș întreba? Pentru ca să luminezi, păi spune, s-a tăiat becul, e ce tot mai trebuie lampa asta? Nu, eu țin lampa. Toți ne-am gândit așa la tine, mă, omul cred că are puțin probleme. Dar dacă ar fi întuneric și tu ai fi singurul care a venit cu lampa, atunci ar fi o persoană importantă pentru noi, pentru că ai venit cu lumina. Lumina pe care Dumnezeu vrea să ne dea este lumina cuvântului, lumina care se ia odată pe an chipurile, da? Se ia de la Ierusalim sau de unde zic ei că se ia. Nu se ia nicio lumină acum. Să luăm aminte la Sfânta Scriptură ca la o lumină care strălucește și aici este secretul. Într-un loc întunecos. Care e locul ăla întunecos în care strălucește lumina asta cuvântului? Care e locul întunecos? Lumea! Lumea e locul întunecos. Vi se pare dumneavoastră că lumea e un loc întunecos? Pentru mine lucrul ăsta e cel mai evident. Du-te, de exemplu, într-o zi, parchează-ți mașina în fața la profi și iau așa pe o parte sau pe alta, pe culoare, așa, și treci și uite-te la magazin. Să vezi numai reclamele care sunt acolo. Câtă murdărie și porcărie e, câtă mizerie. Aia e întuneric cu lumea asta. Valorile lumii sunt întuneric. Trăirea lumii e întuneric. Du-te mol, să vezi cât întuneric. Uite la ecranele alea pe acolo, să vezi cât întuneric. Tot ce promovează lumea asta este întuneric. Chiar dacă e pus în lumină. Și aici este perversiunea și parșivitatea satanei. Că trăim într-o vreme în care diavolul futură toate murdăriile public și face reclamă la murdăriile lui. În întuneric lumii, după ce ești bombardat o săptămână întreagă sau 3-4 zile, bombardat cu mizeriile lumea asta. Prietenii tăi trăiesc în întuneric. Colegii la școală trăiesc în întuneric. Colegii la muncă trăiesc în întuneric. Au mintea întunecată, au trăirea întunecată, au valori întunecate, au standarde întunecate. Când vorbește Scriptura aici de un loc întunecos, se referă la întuneric spiritual și moral. Da? Oameni care nu pot gândi normal. Oameni care nu pot trăi pentru că sunt în întuneric. Diavolul este promotorul întunericului. Lumea este în întuneric. Singurii oameni care pot să aducă lumină într-un asemenea loc întunecos, adică în lume, sunt copiii lui Dumnezeu. Pentru că ei au Sfânta Scriptură. Dacă noi am închis Biblia într-o asemenea lume, să știți că am închis becul, am închis lumina. Am închis lumina. Suntem singurii care putem da lumină lumii acestea. Că oamenii urăsc lumina noastră este ceva natural. Biblia spune, a venit lumina lumii. Și au urât lumina pentru că au iubit întunericul. Dar nu a fost nicio problemă. Domnul Iisus a făcut lucrarea până la capăt. Iar noi suntem rezultatele luminării sale. Și spune Pavel în Efeseni că noi suntem lumină în Domnul. În întunericul lumii acestea. Scriptura este necesară pentru că trăim într-o lume întunecată. Este foarte important. Scriptura are atâtea prorocii. Dar aici numește Scriptura, zice, cuvântul prorociei. Nu zice cuvintele prorociei, la plural, ca și cum ar fi mai multe. Sau nu zice cuvântul prorociilor, ca și cum ar fi mai multe. Deși noi știm că sunt mai multe prorocii în Biblie. Dar vorbește despre ea ca un tot unitar. Pentru că aici este lăsată foarte clar
doctrina aceasta, învățătura aceasta a unității Sfânta Scriptură. Scriptura nu se contrazice nicăieri. Este un cuvânt. Este un tot unitar. Este o prorocie. Este un tot unitar. Se numește aici, versetul 20, nicio prorocie din Scriptură. Este un tot unitar. Este o singură Sfântă Scriptură. Este o Sfântă Scriptură care este compusă din mai multe prorocii. Iar vorbește, vedeți, în același pasaj despre prorocie, la singular, și aceea despre prorocii. Nicio prorocie, că sunt mai multe. Versetul 21, nicio prorocie. Da, sunt mai multe prorocii, dar la urma urmei este o singură prorocie, pentru că prorociile astea mici nu se contrazic între ele. Este o unitate. Un fir în toată Sfânta Scriptură, da? Un fir în toată Sfânta Scriptură. Apoi ne arată valabilitatea acestei Sfinte Scripturi. În cer nu o să avem nevoie de Biblie, ca să nu ne rătăcim. Că acolo lumina cetății care se va coborâ din cer, spune Scriptura că este Dumnezeu și Mielul. Nu o să mai avem nevoie de lumina Scripturii, că o să avem pe Dumnezeu. Dar spune Scriptura aici așa. Cuvântul prorociei la care facem bine, că luăm aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până, ne arată până când e valabilă Biblia. Deci strălucește lumina asta a Scripturii până într-un moment, nu totdeauna. Până într-un moment. Până când? Ia să vedem. Până se va crăpa de ziua, da? Cât ții lumina? Dacă lucrezi noaptea, până ții, când ții lumina? Până se crapă de ziua, până vine lumina naturală, zicem noi, da? Lumina, care luminează orice. Până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cine o fi? Care o fi momentul și care o fi luceafărul? Cu siguranță nu e greu să ne dăm seama, nu? Nici care e momentul, nici cine e luceafărul. Momentul este venirea Domnului Iisus Hristos, iar luceafărul care va răsări în inimile noastre și va aduce lumină de plină este Domnul nostru Iisus Hristos. Până la venirea Domnului Iisus Hristos avem nevoie de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel ne rătăcim. Altfel suntem în confuzie. Altfel suntem în indecizie tot timpul. Altfel umblăm după tot felul de năluci. Scriptura este valabilă până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este singura lumină până la venirea Domnului Iisus Hristos. Este singura lumină. Vai de noi dacă o neglijăm. Ne arată Petru și cum se interpretează Sfânta Scriptură. Zice, versetul 20. Mai întâi de toate, e importantă interpretarea Scripturii. Cu ce a venit diavolul la Domnul Iisus când l-a ispitit? De fiecare dată. Cu ce? Cu argumente de unde? Din Scriptură. Să nu credeți că oricine spune ceva din Biblie, spune bine. Mulți rătăciși ai lumii aceștia vorbesc din Biblie. Mulți din ei vorbesc public. Mulți din ei vorbesc în adunări. Mulți din ei vorbesc la televizor. Și s-au auzit de mii și mii de oameni. Și mulți credincioși, adevărat, îți duci în rătăcire de unii din aceștia. Pentru anume perioadă de timp. Diavolul citat din Scriptură. De aceea Petru spune aici, în versetul 20, fiindcă mai întâi de toate să știți. Ce trebuie să știi mai întâi de toate despre Scriptură? Felul în care ea se interpretează. Nu e suficient să o citești. Depinde ce înțelegi. Ce întreabă Filip pe omul acela pe fame, când călătorea și citea din prorocul Isaia? Ce l-a întrebat? Ce va citești dacă nu înțelegi nimica? Înțelegi tu ce citești? Citești, e bine că citești. Dar trebuie și să înțelegi. Aduceți-vă aminte apoi de Domnul Iisus Hristos, ucenicii pe drumul Emausului. Spune Scriptura în locul acela că le-a tâlcuit, adică le-a tălmăcit, le-a interpretat Scripturile. Nu știau evrei Scripturile? Da, te-ai speria ce înțelegeau ei din Scripturi. Vezi ce înțelegeau fariseii din Scriptură. Te speriai? Ei știau Scriptura, dar nu interpretau corect. Da? Acum Scriptura ne vorbește nouă credincioșilor și ne dă o încurajare extraordinară. De exemplu, în 1 Ioan, capitolul 2, spune cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. După cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile, este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Ungerea lui. Este o lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o dă. Dar prin asta nu se exclude învățătorii din biserică, că tot aceeași Biblie vorbește despre învățători în biserică. Da, el vorbește în versetul acesta despre venirea unor anticriști care încercau să-i amăgească, să-i rătăcească, spunându-le alte lucruri de pe lângă Sfânta Scriptură. Lasă că vă învățăm noi, nu ce vă spune Biblia. Anticriști care negau dumnezeirea Domnului Iisus, faptul că s-a întâmplat în trup și multe alte lucruri, da, pe lângă Sfânta Scriptură. Și acum ne întoarcem la lucru pe care îl spune Petru, în aceeași idee.
Nu e suficient să citești Biblia, trebuie să o interpretezi. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Dacă ai scos un verset singur din context, l-ai scos așa și spui, eu am luat un verset așa pentru mine. Și te duci cu el înainte. S-ar putea să te rătăcești? S-ar putea să te rătăcești. Mulți oameni au luat din Biblie ce au vrut ei. Unii au luat din Biblie să trăiască cu mai multe neveste. Da, să știți că am auzit chiar în vremea noastră oameni spunând prostii din astea. Unii au zis, dar David cum a făcut nu știu ce? Dar Solomon cum a făcut nu știu ce? Dar Avram cum și-a permis nu știu ce? A să mintă, altul să fure, altul. Hai să ne luăm după ei. Interesant, nu s-a luat după lucrurile bune care le-au făcut. S-a luat după prostiile și păcatele pe care le-au făcut. Eu zis Dumnezeu vreodată lui Avram când a luat-o pe Sara, bine ai făcut, mă. Bine, pe, mă scuza, nu pe Sara, pe Agar. Bă, ce idee genială ați avut. Puh, m-a scăpat. Trebuia să fac acum o lucrare supranaturală, să o fac pe Sara, să nască la anii ăștia, numai bine voi m-a scăpat, că ați găsit-o pe Agar. Eu zis Dumnezeu așa vreodată? Nici vorbă de așa ceva. L-a recomandat vreodată Dumnezeu pe Solomon că a avut o durere de femei? Nu. No. Vezi dumneavoastră, oamenii din Biblie găsesc lucruri. Dar cu viclenie. Cu viclenie. Pentru că dacă te duci și toată Scriptura, ai să vezi Scriptura ce spune. Și despre căsătorie, și despre cum să administrezi banii, și despre cum să te porți în familie. Despre toate lucrurile te lămurește, despre viața aceasta cum trebuie să trăiești. Despre viața asta cum trebuie să trăiești. Da? Pentru că Scriptura nu se interpretează sau nu se tâlcuiește singură. Ai luat un verset, o expresie, o frază și te duci cu ea singur. Trebuie să vezi învățătura Scripturii pe ansamblu, pentru că Scriptura este unitară, este unitară, da? Versetul 21, că nicio Scriptură n-a fost adusă prin voia omului. Vezi, nu s-a pus nici Petru, nici Ioan, nici Iacov, nici unul din profeți s-a pus așa într-o zi și a zis, mă, îmi vine așa să scriu o carte care să rămână pentru mii de ani. Nu! N-a fost voia lui acolo. Voia omenească a fost voia suverană a lui Dumnezeu. A fost o inspirație din partea lui Dumnezeu. Zice, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca să comunice voia lui Dumnezeu. Asta se numește inspirația Scripturii. Au fost inspirați. Noi mai spunem, domnule, au fost inspirat să compună o cântare. Nu au fost inspirat. Poate a fost călăuzit, nu inspirat. Inspirația Sfintei Scripturii este o lucrare supranaturală lăsată doar pentru oamenii ăștia speciali care au scris Sfânta Scriptură. Și este interesant să observați dumneavoastră chiar în locul acesta că oamenii înainte să scrie Biblia au vorbit-o. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia oamenilor, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Cuvântul Scriptură înseamnă scriere. Dar înainte să fie scrisă a fost vorbită, proclamată. Nu este suficient să spunem, avem Biblia scrisă, fiecare să citească la el acasă. Modul, repet, modul în care Dumnezeu a ales să vorbească este prin comunicarea Sfintei Scripturi, prin rostirea ei, prin proclamarea ei. Și ultimul lucru pe care îl spun în seara asta despre Sfânta Scriptură și pe care îl spune Petru aici, de fapt, este că Scriptura este o carte infailibilă, fără greșeală. O carte perfectă. De asta avem și încredere în ea. De asta o folosim, de asta o citim. De asta credem că este o lumină într-un loc întunecos. De unde știm că Biblia este o carte fără greșeală? E foarte important să credem lucrul acesta. E foarte important. Să știți că de-a lungul timpului oamenii s-au luptat cu Biblia ca să demonstreze că ea are greșeli. Că acolo se pare că se contrazice cu aia. Capul. Și mulți oameni au arătat prin cărți, prin tot felul de studii, că nu există de fapt nicio contradicție. Nici cu știința, nici cu logica, nici cu nimica. Nu există nicio contradicție în Biblie. Dar, ce spune, cum dovedește pasajul acesta că Biblia este fără greșeală? Cum? Păi, în primul rând, fiindcă ea este de la Dumnezeu. Zice că oamenii ăștia au vorbit de la Dumnezeu. Putea Dumnezeu să vorbească greșit? Dacă spui că Biblia are greșeală, atunci spui că Dumnezeu a vorbit greșit. Că asta spune, că Biblia vine de la Dumnezeu, da? În al doilea rând, fiindcă oamenii ăștia au vorbit prin Duhul Sfânt. Adică Dumnezeu n-a vorbit din cer și ăștia au zis, stai, cum că n-am auzit bine și-o scris greșit ce-o zis Dumnezeu. Nu, Dumnezeu le-a dat în ei Duhul Sfânt, care zice, i-a mânat, i-a călăuzit ca să scrie Sfânta Scriptură, da? Da? În al treilea rând, că Scriptura este un tot unitar, vorbește despre o Scriptură. O Scriptură, zice, nicio prorocie din Scriptură, toate sunt la un loc, sunt inspirate de Dumnezeu. Apoi că spune chiar cuvântul acesta că avem cuvântul prorociei făcut mai tare sau mai sigur. Păi n-ar fi spus că e garantată Biblia, că e sigură, că e tare, că e certă, dacă i-ar fi avut greșeli, nu? Și
se neagă foarte clar că e adusă prin voia omului. Dacă Biblia era făcută de om, atunci cu siguranță ar fi avut greșeală. Dar spune foarte clar, se neagă lucrul ăsta. Nici o prorocie n-a fost, nici măcar una n-a fost, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Dacă era produsă de om, pe tot ce pune omul mâna, se infectează, se otrăvește, se strică. Dar aici a fost lucrarea dumnezeiască a lui Dumnezeu. Și apoi, un alt argument. Dacă spune că Scriptura este o lumină care strălucește într-un loc întunecos până la venirea Domnului, dacă ea avea greșeală, n-ar mai putea ea lumina? Dacă ar avea greșeală, n-ar rătăci. În anumite aspecte, unde are greșeală. Dacă ar avea greșeală, de unde știm noi unde are greșeală și unde n-are greșeală? Am fi într-o confuzie și o rătăcire totală. Am stat unde și am zis, bă, n-are cum Biblia să fie perfectă. Poate aici e greșit, unde am citit azi dimineața. Dar poate e greșit aici. Dar poate e greșit aici. Gândiți-vă în ce confuzie ar fi. Ne-ar mai putea lumina ea? Numai dacă s-ar strecura în sufletul tău gândul că Biblia are greșeală, Biblia n-ar mai putea fi o lumină pentru tine. Că totdeauna te-ai întrebat la fiecare pasaj pe care l-ai citit, oare nu aici are greșeală? Oare nu a avut ieri greșeală? Oare n-ar avea acolo greșeală? Te-ai întrebat peste tot dacă are greșeală. Da. Dar Scriptura spune foarte clar că ea este o lumină. Dacă ți-ar aduce dubii și confuzii, ea n-ar mai fi o lumină, ci ar fi un întuneric în capul tău. Da? Ar fi un întuneric. Și apoi, în final, Biblia este fără greșeală pentru că spune aici, la care bine faceți că luați aminte. Ne-ar recomanda Dumnezeu prin Duhul Sfânt că facem bine că luăm aminte la ceva ce e greșit? Având bine faceți că luați aminte la cartea aia eretică. Sau luați, nu, eretică, la cartea aia cu greșeli. Nu ne-a recomandat Dumnezeu niciodată pentru a face ceva. Dar Petru spune, bine faceți că luați aminte la singura carte, singura scriere, care este o lumină pentru noi. O lumină pentru noi. În concluzie, ceea ce am vrut să subliniez în seara aceasta este autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, necesitatea Cuvântului lui Dumnezeu, unitatea Cuvântului lui Dumnezeu, puterea Cuvântului lui Dumnezeu, iluminarea pe care o aduce Cuvântul lui Dumnezeu, revelația, inspirația Cuvântului lui Dumnezeu. Cât de importantă trebuie să fie această carte pentru noi. Biblia este foarte importantă. Nu putem noi să calculăm valoarea Sfintei Scripturii. Întrebarea care se pune este dacă Biblia este la fel de importantă pentru tine și pentru mine. Ea este valoroasă. Ea este o lumină pentru mulți oameni. Dar ce trist să știi că există această lumină sau să existe această lumină în apropierea ta. Să poți să luminezi oricând cu ea. Și să stai nepăsător și indiferent. Pe mine mă mișcă profund, profund exemplul înaintașilor noștri. Pentru aceea mi-am și procurat așa de-a lungul timpului o colecție de Biblii vechi. Mă mișcă exemplul înaintașilor noștri care au jertfit la propriul sacrificat ca să aibă o Biblie. Știți că acum sute de ani, în biserica catolică, dacă îți făceai rost de o Biblie în limba ta, te ardeau pe rug sau te amendau și îți luau Biblia sau te omorau sau te băga la un închisoare, să mori că deții o Biblie, că ai citit din Biblie. Da? Erai amendat scump. Și știți dumneavoastră că există chiar oameni astăzi bătrâni, care pe vremea lor, de mult tare, plăteau scump să aibă Biblie? Mie mi-a povestit din familia noastră când copiau Biblia de mână. N-aveau Biblie. O copiau, aveau un frate și copiau tot pe caietele. Copiii și copiau Biblia pe caietele. Și scriau Evanghelie pe caietele. Și noi astăzi, sunt oameni aceia au considerat Biblia o lumină. O lumină de la Dumnezeu. Fără de care nu puteau să trăiască. Și din totdeauna credincioșii au avut un respect deosebit pentru Scriptură, nu că ea este un idol pe care noi îl idolatrizăm, ci pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Și fără această Scriptură ne rătăcim. Dumnezeu să pună în noi această dorință, această prețuire, această valorificare, această pasiune, acest interes, această preocupare pentru cuvântul lui Dumnezeu. Altfel să fie clar pentru noi. Ne rătăcim ca indivizi, ne rătăcim ca biserici, ne rătăcim ca familii și mai grav, ne rătăcim ca societate. Dacă eu nu citesc Scriptura și m-ar întreba un necredincios într-o zi, Domnule, sunt într-o stare deplorabilă, nu știu ce să fac. Eu mă uit la el așa tâmp și spun, nici eu nu știu. Sau să-mi dau cu părerea așa ce-mi trece mie prin căpățâna asta bolnavă. Singura lumină pe care o pot da lui, lumina pe care o am eu,
Chiar dacă eu nu am lumina Sfintelor Scripturii, nu pot să-i dau nimic, aduc pe el în rătăcire. Deci exact ca fariseii care erau orbi și care duceau și călăuzeau pe alți orbi.